subvenția, vor mai fi acordați și de la 1 octombrie. Da, da sau nu, vă rog frumos, fără analize. Sunt șoferii care așteaptă, mă rog, un răspuns ferm. A fost o măsură pe care am luat-o la nivelul coaliției, am pus-o în aplicare la nivelul guvernului. Ea a produs efecte de la început. Sigur, astăzi putem să vedem că cotația petrolului la bursă a scăzut. Prețul la carburant a scăzut de asemenea. Ca atare, la sfârșitul lunii septembrie, se va efectua o analiză. Vă pot spune cert acum că măsura va funcționa până la finele lunii septembrie.